Tocmai s-au împlinit 6 ani de când sistemul de pensii administrate privat, pilon 2, a devenit funcțional în România. Ne puteți spune cam care au fost concluziile în mare ale acestor 6 ani? Da, de 6 ani, an de an, FIAR, Forumul Internațional de Asigurări și Asigurări și Pensii, ne dă ocazia să tragem linia și să vedem cum stăm, care sunt acumulările, care sunt punctele tari și punctele slabe ale sistemului de pensii. Și în acest an, cu această ocazie, a FIAR, am avut această ocazie și cu bucurie, după cum am menționat și în lucrările conferinței, forumului, am constatat că, de fapt, sistemul de pensii din România este un sistem bine clădit în esența lui, în principiile lui. Este un sistem care este bine protejat contra riscurilor și la acest aspect încă se lucrează. Este un sistem care dă un randament foarte bun. Vă reamintesc că, în ciuda crizei, randamentele pe care fondurile de pensii le-au dat au fost foarte bune, în jur de 11%, an de an, mediu analizat. Și, de asemenea, mai constatăm că nu am avut niciun fel de eveniment deosebit, negativ, care să afecteze elementul esențial al fondurilor de pensii, și anume încrederea investitorilor în administratori și în rezultatele pe care aceștia le pot obține. Una peste alta, deci, pot spune că sunt rezultate pozitive. Eu sunt unul din cei care am fost de la început în sistemul de pensii, am ajutat la construcția lui, am pus umărul și mă simt mulțumit din punct de vedere profesional că funcționez într-un sistem care este foarte bine așezat. Vorbeați mai devreme de randamente anuale de 11%. Credeți că s-ar fi putut mai mult dacă ar fi existat, nu știu, un alt fel de cadru, alte condiții? Vedeți, totdeauna se poate mai mult. Problema este că fondurile de pensii, ca natură investițională, sunt fonduri foarte prudente. Aici nu, spre deosebire de alte fonduri de investiții, fonduri mutuale și investiții pe piețe de capital, aici noi nu vorbim doar despre randamente foarte bune. Noi vorbim de randamente foarte bune, atenție, în condiții de prudențialitate. Adică noi trebuie să dăm siguranță participanților că atunci când vor ieși la pensie, vor avea și bani să încaseze la pensii. Eu nu vreau să vă spun care au fost, din acest punct de vedere, câteva din consecințele pe care piețele de pe, să zicem, din țări dezvoltate, din Statele Unite, din vestul Europei, sistemele de pensii care s-au prăbușit. S-au prăbușit pentru că ele erau ancorate într-o realitate dinamică de economie care nu era sustenabilă. Prudențialitatea a scăzut în timp, având în vedere că dinamica a fost una puternică, de după război, să spunem așa, dinamica economică. Ca atare, au apărut și surprizele negative. Au apărut surprizele pe piețele financiare, ca atare fondurile au fost afectate. Ei, ceea ce noi am reușit să evităm, pentru că vă reamintesc, sistemul s-a lansat în 2007, am început să încasăm în 2008, exact în momentul de începere a crizei. Poate asta a fost un avantaj. Noi am știut că se apropie, noi am simțit-o, ca atare investițiile noastre au fost prudențiale și nu am fost afectați. Dar, vă spun că am fost singura țară din blocul central și este european care nu a avut un efect negativ ca urmare a crizei. S-a ajuns, să spunem, la un maxim al regimului de prudențialitate sau credeți că vor mai exista și constrângeri sau eventual... Limitările din domeniul investițiilor, căci aici vorbim de limitări și prudențialitate, sunt foarte clare și sunt și sustenabile din punct de vedere al prudențialității, al riscurilor pe care trebuie să le manageriem, să lucrăm cu ele. Însă ceea ce este important, că le avem sub control, aceste riscuri, iar faptul sau întrebarea noastră dacă putea să fie mai bine, da, dacă aveam un mediu economic mai dinamic și fără criză, da, putea să fie mai bine, în mod cert. Pentru că rezultatele generale ale economiei erau mai bune. Însă, în contextul dat,
că asta este realitatea economică și riscurile există, investițiile nu există fără riscuri, nu riști, nu câștigi, știi cum se spune. Asta pe noi ne-a făcut să avem randamente foarte bune în context de criză economică. Cam, ca să ne putem face o idee, cam ce așteptări aveau administratorii de pensii în condițiile în care nu s-ar fi produs această criză economică? Cam despre ce randamente discutam atunci? Și business planurile au fost făcute în mod prudențial. Adică noi am mers pe scenariul cel mai negativ, worst case scenario, atunci când ne-am făcut business planurile, astfel încât totuși să ajungem la acel punct de break-even, de echilibrare a costurilor, a cheltuielor cu veniturile și de eventual de recuperare a investiției într-un termen cât mai scurt. Și am luat acest scenariu cel mai prost în calcul. Scenariile cele mai proaste avute în vedere erau mult mai proaste decât ceea ce am realizat. Ca atare, prin raportare la ceea ce ne așteptam, am obținut rezultate foarte bune, la nivel de piață. Am înțeles. Acum, în condițiile date, să spunem, cam care ar fi prioritățile momentului? Singurul lucru cert este că avem o dinamică accelerată. Astăzi s-a spus în cadrul conferinței că această dinamică trebuie să se mai calmeze. Adică să avem o perioadă de stabilizare, de sedimentare a ceea ce avem, ca să putem să ne construim perspectiva de termen lung, de 20, 30, 50 de ani, pe niște baze foarte solide. Acum ne așezăm sistemele informatice, ne așezăm sistemele de controlul riscurilor, sistemele de control intern și de audit. Ia, totul este într-o nouă fază, să spunem, după ce inițial, în 6 ani de zile de când funcționăm, am fost într-o fază de acumulare cantitativă, acum ne aflăm într-o fază de rafinare calitativă, aș spune eu. Și cred că asta este un lucru foarte bun și care va aduce beneficii pe termen lung. Și trecem acum, să spunem, și la o politică investițională ceva mai activă? Adică putem spune despre fondurile de pensii că au devenit niște jucători importanți pe piețele financiare din România? Sunt două lucruri diferite, da. Fondurile de pensii au început să fie jucători importanți, instituționali, și să nu uităm că vom atinge cifre frumoase în următorii 2-3 ani de zile. Deci suntem deja importanți, simțim asta din modul în care este tratat sistemul, deja cu foarte mare condescendență, da. Suntem importanți pentru că putem să facem investiții în economie reală și să stimulăm crearea de locuri de muncă, în principal. Pe de altă parte, aș spune că am crescut durabil. Am crescut astfel încât calitatea portofoliului, care este un element deosebit de important, este asigurată în mare măsură. Așa că faptul că noi vrem să diversificăm, da, vrem să diversificăm și vrem să avem unde să investim în viitor, pentru că, spuneam, vom crește foarte mult. Trebuie să ne dezvoltăm în paralel și piața de capital românească. Noi vrem să ținem banii în România. Nu vrem să ne asumăm riscuri suplimentare pe care le presupun piețele internaționale. Dar asta înseamnă și reglementare. Trebuie să avem voie să facem chestia asta. Vă reamintesc că avem limitări absolut drastice cu privire la asigurarea siguranței investițiilor. Și ca atare vom sta în acele limite. Prin discuții bilaterale cu autoritatea de reglementare, putem însă să lansăm discuții despre noi instrumente, despre noi proiecte, despre noi moduri de a investi, despre care am discutat și astăzi în cadrul conferinței de la Brașov. Și vă așteptați să apară anumite schimbări din acest punct de vedere? Vedeți anumite soluții? Cred că deocamdată nu vor fi schimbări, cel puțin în acest an, după cum am înțeles și eu astăzi. Nu vom vedea mari schimbări. Suntem într-o perioadă, cum spuneam, de sedimentare. Bine, problema nu se pune de intrare la colț, să spunem, ca volum de investiții, în acest an sau în anul următor. Însă, dacă ne uităm într-o perspectivă de 2-3 ani, deja avem o problemă de volum. Noi trebuie să avem unde să investim. Trebuie să investiți, sigur, cu randament mai ridicat. Cred că aici ar trebui să se resimtă această supraveghere și reglementare integrată a celor trei piețe de pensii, CNVM, piețe financiare și asigurări. Aici trebuie să resimtă, să reglăm pasul, ritmul de dezvoltare, astfel încât ele să meargă în paralel.
Este o condiție obligatorie. Și era, din câte spuneți dumneavoastră, era util și necesar ca acest lucru să se și întâmple, adică cele trei piețe să fie privite unitar și cu toate, toate legăturile dintre cele trei. Nu pot decât să sper că Autoritatea de Supraveghere Financiară își va lua foarte în serios și acest rol de integrare a celor reglementărilor pentru cele trei piețe, care să asigure o perspectivă de dezvoltare durabilă. Așadar, aș vrea să încheiem pe aceeași notă, precum am început. Ce ați avea să le transmiteți cetățenilor contribuabili din România după acești 6 ani? Că au făcut o investiție bună. Dacă stai să te uiți, este o investiție mai bună decât un sistem bancar. Deseori suntem puși în fața întrebării, dar de ce nu la bancă? Pentru că, iată, sistemul ăsta funcționează foarte eficient, are costuri reduse. Și mai mult, avantajele de deductibilitate pe care le vedem în acest sistem și chiar și acest aspect de pensie obligatorie la pilonul 2 este un avantaj uriaș pentru români. Românii, în mare măsură, nu au educație financiară, ei nu s-au născut investitori, noi nu avem o tradiție de a investi, nu avem o tradiție nici de, cum să spun, protecție individuală față de individ sau față de familie prin asigurarea unor venituri la pensie din resurse proprii. Încă se așteaptă vestita pensie de la stat. Încă românii nu au înțeles că a venit momentul, dar de mult, să-și ia viitorul în mâinile proprii. Aici avem de lucrat, lucrăm, suntem pe o cale bună, însă cred că va mai lua mult timp până când pensia privată, asigurarea pensiei la vârsta a treia, este o datorie a individului, nu este o datorie a statului necesar, sau este parțial a statului, dacă vrei, în măsura în care individul a contribuit. Avem mult de lucru încă la mentalitatea românească. Și în condițiile date, pentru că ne-ați amintit niște cifre încurajatoare, randamente bune. Dacă stăm să ne uităm la mediul economic, dobânzile pe care le-ați menționat sunt foarte scăzute. Practic, depozitele bancare ca instrument de economisire nu mai sunt atractive. Putem spera, știu eu și lor, la o dezvoltare a pilonului 3? Pilonul 3 este foarte important, însă are câteva frâne cu care trenează. Are prea multe limitări, după opinia mea, eu mi-expun o opinie personală. Are prea multe limitări, fiind un pilon facultativ, oamenii trebuie să știe cât vor să investească acolo. Trebuie să investească flexibil atunci când au bani sau mai mult, sau când n-au bani mai puțin, în funcție de cum sunt vremurile, că vremurile nu sunt liniștite și clare. De asemenea, oamenii trebuie să înțeleagă deductibilitatea și ea trebuie să crească ca să stimulăm economisirea. Să nu uităm că economisirea asta merge în economie. Deci uităm acest aspect, că este un întreg lanț. Stimulăm economisirea, probabil la bugetul de stat se simte ceva infim dacă mai dăm o deductibilitate pentru economisire, însă toți acești bani se vor regăsi în economia reală și asta este un lucru important. Creare de locuri de muncă și da perspective unor proiecte naționale uriașe. Așa vedem noi lucrurile într-un sistem integrat. Însă, da, probabil că uneori pompieristic ceea ce arde acum trebuie stins acum și nu avem chiar o perspectivă de termen mediu și lung. Am înțeles, vă mulțumim pentru răspunsuri și sperăm că rezultatele vor fi la fel de bune și în viitor și la fel partea de pilon 3 va cunoaște o dezvoltare mult mai bună decât în anii anteriori. La mine nu este doar o speranță, la mine este și acțiune. Noi avem diverse acțiuni care să stimuleze dezvoltarea de pilon 3 și la nivel de asociație profesională a PAPR există asemenea acțiuni concertate. Există un dialog cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca atare lucrurile se întâmplă bine. Eu la ora asta nu aș putea să critic din ceea ce se întâmplă mare lucru. Sunt provocări, sunt normative, trebuie să ne adaptăm la ele, însă le văd sensul, le văd importanța, ca atare îmi este foarte ușor să cred în ele și să marșez înspre ele. Vă mulțumim frumos! Cu toată plăcerea!